Salutare, acvariști și acvariste! Cu toții am văzut ce se întâmplă când peștii noștri sunt infectați de un anumit parazit sau de o bacterie anume și știm că dacă nu facem nimic, atunci toată populația de pești sau 90 ceva la sută dintre ei o să moară în câteva zile sau în cel mult câteva săptămâni. Și atunci ne punem întrebarea de ce în natură peștii nu pățesc același lucru, adică de ce nu dispar specii întregi doar din cauza unei singure bacterii. Și o să vin acum cu câteva teorii și o să încerc să explic cam ce se întâmplă pe acolo. Prima dată luăm cazul acvariului, pentru că este mai ușor de înțeles. Acest pește se află într-un acvariu. Să zicem că am introdus un parazit. O să iau ca exemplu boala grișului. Deci am introdus acest parazit într-un fel sau altul. Poate a venit cu peștele, poate a venit cu alți pești, poate a venit cu plante dintr-un acvariu care este infectat. Și știm că la boala grișului există niște ouă mici, iar aceste ouă mici ecluzează după câteva zile. Este o creatură care înoată în apă și se lipește de pielea peștelui. Iar aici se transformă din nou, deci se metamorfozează și o să trăiască din ce poate să preia din organismul peștelui și în timpul acesta, în interior acest organism, o să fac o mărire așa, acest organism o să genereze alte ouă, da? Probabil 10 sau 100 de bucăți, nu mai amintesc, am citit acum câțiva ani buni despre acest fenomen. Și acest organism se dezlipește de pește, cade, se sparge, toate ouăle o să ajungă pe substrat. Și ciclul se reia din nou. Acum, dacă noi am început cu un singur parazit, acest parazit o să genereze, să zicem, 100 de ouă și o să avem 100 de paraziți pe substrat și fiecare parazit o să vrea să înoate spre același pește. Apoi o să avem 100 de paraziți pe pește și fiecare parazit o să producă încă 100 de ouă. Și atunci deja o să avem 10.000 de paraziți ecluzați din aceste ouă căzute pe substrat. O să fac acum referire la acel episod în care am discutat efectul schimburilor de apă asupra chimiei acvariului. Se aplică aceeași regulă. Dacă faci un schimb de apă de 50%, atunci reduci numărul de paraziți cu 50%, numărul de paraziți care înoată în apă. Dacă faci de 25%, reduci cu 25%. Așa cum am arătat și în acel episod, avem un așa zis aport. În acest caz luăm factorul de înmulțire, deci câte ouă se produc de către un parazit și în funcție de acesta putem să calculăm cât de mare trebuie să fie schimbul de apă ca să putem scăpa de mare parte a paraziților și ca peștele să rămână cât de cât sănătos. Această metodă, după cum v-ați dat și voi seama, este o metodă foarte ineficientă și totodată este și o risipă de apă enormă. Deci, indiferent că vorbim de factura de apă sau dacă vorbim de resurse naturale luate în bagiocură. Reîntorcându-ne la partea cu natura, deci asta se întâmplă în acvariu și aici vedem că totul se reîntoarce sau mare parte a paraziților se reîntorc la aceiași pești care există în acest acvariu. În natură, dacă luăm un bloc de apă de 10.000 de litri, în 10.000 de litri s-ar putea să avem 5 pești. Aici intervin câteva lucruri. De exemplu, avem factorul de diluare, iar asta înseamnă că acel parazit va trebui să înoate mult mai mult către pește. Dacă vorbim de apă stătătoare, de exemplu. Acel parazit trebuie să înoate foarte mult către pește și mulți din acești paraziți o să moară în timp ce înoată, pentru că o să fie epuizați și nu ajung la pește. Un alt factor destul de important în natură este numărul mare de vietăți care vor încerca să consume acest parazit. Deci avem bacterii, avem virus și avem diferite elemente chimice sau substanțe chimice care pot interacționa cu acest patogen și pot să facă mai slab sau poate să și omoare.
În acvariu avem o diversitate limitată, avem foarte puține specii de animăluțe microscopice care înoată în apă și care ar putea consuma acest parazit. O să dau exemplul meu. Eu în fiecare vară înot înot și stau în apa aia o oră, două și nu am nicio problemă. Și cunosc câteva persoane care au fost la ștrand și a venit acasă cu ciuperci. Cu toate că ștrandul este dezinfectat cu clor și se folosesc tot felul de metode de curățare a apei și se mai și schimbă apa. Și explicația mea este că la ștrand nu găsim această diversitate mare de creaturi microscopice care pot ataca paraziții și totodată densitatea populației de oameni, să zicem așa, în acel bazin de câțiva metri cubi este destul de mare. Deci avem foarte mulți indivizi în apă puțină și dacă tot vorbeam de schimburi de apă, în ape curgătoare știm că avem continuu acest schimb de apă 24 ore din 24 și dacă peștele stă într-un loc anume, în acel loc apa va fi complet schimbată într-o secundă sau mai puțin de o secundă. Acum putem să zicem că ok, bine, dar dacă luăm un segment de râu și aici avem un pește bolnav din care cade un ou, să zicem, și din acel ou ecluzează un alt parazit, o să îmbolnăvească peștele acesta și de aici o să iasă, să zicem, 100 de ouă și următorul pește ar trebui să fie și mai bolnav, dar în teorie ar trebui să funcționeze așa, însă intervine factorul de diluare și intervine ecosistemul microbiologic. Deci proporțiile contează foarte mult. Nu este același lucru să ai 10 litri de apă în jurul unui pește și să ai 10.000 de litri de apă în jurul aceluiași pește. În afară de asta, în cazul bacteriilor, mai avem iluminarea naturală și anume razele soarelui care conțin raze ultraviolete de tip A și B, iar aceste raze pot distruge diverse celule microscopice, deci anumite bacterii nu vor supraviețui la lumină solară. În afară de asta mai avem factorul de alimentație. Asta înseamnă că noi dăm peștilor niște mâncăruri procesate în industrie, de asta tot recomandam într-o perioadă să le dați și legume fierte și câteodată și un pic de carne. Deci nu mai des de o dată sau de două ori pe săptămână, pentru că aceste mâncăruri se strică și atunci putem să avem o explozie de bacterii, bacterii care nu sunt benefice peștilor. Aceste mâncăruri industriale conțin diverse substanțe care afectează felul în care funcționează ficatul, felul în care funcționează rinichii. O să dau un singur exemplu. Se folosesc diverse tipuri de făină, iar făina nu există în natură, cel puțin în forma aceea nu există și majoritatea peștilor mici tropicali sigur nu o să consume grâu sau porumb. Nu o să consume nici amidon, iar ăștia din acvarii consumă. Avem și acele euri și toate acestea pot duce la scăderea imunității. În afară de asta, din cauza că nu avem un schimb de apă continuu, avem acumulare de toxine care provin de la pești și care provin de la mâncarea neconsumată, iar această acumulare de toxine poate să scadă imunitatea peștilor. Un alt lucru care poate să scadă capacitatea de apărare a peștilor este nivelul de oxigen din apă. În acvarii de obicei avem un nivel de oxigen mai redus și mai mult dioxid de carbon. Dacă avem mai multe plante, atunci putem să convertim acest dioxid de carbon în oxigen, însă trebuie să ne asigurăm că introducem destul oxigen și de afară, în mod artificial. Asta putem să realizăm cu pompe de aer sau putem să realizăm prin agitarea suprafeței apei. Încă un lucru care reduce capacitatea de apărare a peștilor este stresul. Aici mă refer la stresul provocat de supraaglomerare, deci când avem foarte mulți pești, și putem să vorbim și de stresul din interiorul speciei. De exemplu, dacă punem doi pești beta, sunt șanse bune ca acești pești să se bată până unul moare. Probleme similare întâlnim și la alte specii. De multe ori nici nu observăm că acești pești se ciupesc. Observăm când deja au înătătoarele rupte și individul ce slab este hărțuit până ce îi scade sistemul imunitar și începe să se îmbolnăvească de ceva nașpa.
În natură, peștii care sunt fugăriți au la dispoziție un spațiu destul de vast și se pot retrage într-un loc mai sigur. De obicei, ce se întâmplă este că indivizii mai puternici o să hărțuiască indivizii mai slabi și o să încerce să-i scoată în afara bancului de pești. Și dacă acest individ slab poate să stea în apropierea bancului, atunci supraviețuirea lui este cât de cât garantată, deși știm bine că atunci când părăsești tribul sau bancul, șansele de a fi prins de către un pește mai mare, care vrea să te mănânce, sunt mult mai mari. În schimb, această posibilitate de a evada din pericol face posibil ca nivelul de stres al peștelui să scadă în câteva secunde. Pe când dacă stă în acvariu închis cu ceilalți pești, nu are unde să fugă și acest pește va fi supus stresului de dimineață până seara și în fiecare zi. Și cam asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.